1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Să dați, mă scuzați că m-am cocoțat. Bine ați venit astăzi aici. Dânsul m-a prezentat ca fiind un voluntar apărător al cauzei poporului palestinian, dar de fapt astea suntem toți cei care suntem astăzi aici. Și chiar aș fi curios, dacă nu vă supărați, să ridice mâna cine este român, român, fără niciun fel de legătură cu fără părinți și fără rude palestiniene. Da, ok. Bravo, felicitări. Chiar raportat la numărul total de participanți, chiar mi se pare o participare consistentă din partea dumneavoastră și vă felicit pentru asta. Astăzi comemorăm a 75-a aniversare a tragediei palestiniene, Nakba. Catastrofa înseamnă în limba arabă, așa cum limba ebraică pentru catastrofă este Shoah. În Europa și Occident s-a împământenit cuvântul Holocaust. Acesta este Holocaustul palestinian. Deci Nakba, catastrofa palestiniană, care este marcată la 15 mai, în data de 15 mai, data la care în 1948, pe de-o parte, a fost înființat în Palestina istorică un nou stat, sub numele de Israel, iar acest lucru a fost posibil cu prețul epurării etnice a mai mult de jumătate din populația Palestinei istorice, populație care cea mai mare, o mare parte din ea, chiar aproape de jumătate, și în ziua de astăzi, după 75 de ani, se află în situația de a fi refugiată. Sunt milioane de refugiați palestinieni intern în Cisjordania și în taberele de refugiați din țările adiacente, Iordania, Siria, Liban, principalele țări care au găzduit număr mare de refugiați. Din păcate, această catastrofă, această tragedie a poporului palestinian continuă și astăzi, după 75 de ani. De fapt, ea a fost prezentă în fiecare zi. Cineva, un mare istoric palestinian, am văzut pe o rețea de socializare, a numărat zilele, sunt 27.000 de zile pe când poporul palestinian suferă această tragedie. 75 de ani în care comunitatea internațională, nu știu cum să-i spun, sistemul de drept internațional, noi ca și oameni, ca alți oameni pe acest pământ, nu am fost în stare să aducem justiție acestor oameni. Nu am fost în stare pentru că există interese ale unor guverne, ale unor țări, care au dat prioritate altor lucruri decât justiției poporului palestinian. După părerea mea, și cred că am spus lucrul ăsta de fiecare dată când
am desfășurat o manifestare pentru Palestina. Catastrofa palestiniană este păcatul originar al lumii contemporane, al lumii în care trăim. De ce? Dacă, după încheierea celui de-al doilea război mondial, când încă nici nu se încheiaseră procesele de la Nuremberg, a fost posibilă o asemenea tragedie în Palestina și această tragedie nu a fost nici în ziua de astăzi îndreptată cum prin reîntoarcerea refugiaților palestinieni la casele și pământurile lor, indiferent că se află pe teritoriul actualului stat Israel sau în Cisjordania și Gaza, și în condițiile care sunt astăzi acolo în ținutul dintre Iordan și Marea Mediterană, eliminarea supremației rasiale în Israel asupra palestinienilor și eliberarea Cisjordaniei de sub ocupația militară israeliană, respectiv ridicarea blocadei totale care de aproape 16 ani este impusă de Israel asupra fâșiei Gaza, unde se află 2 milioane de locuitori, jumătate dintre ei tineri, copii, închiși, fără niciun fel de posibilitate de a ieși de acolo decât în cazuri excepționale sau cazuri grave. Deci acestea sunt soluțiile care trebuie aplicate problemei palestiniene. Eliminarea regimului suprematist, a apartheidului, eliminarea ocupației și redarea drepturilor cetățenilor sau urmașilor refugiaților palestinieni. Cum spuneam, din păcate, astăzi această situație nu a fost îndreptată și de aceea astăzi noi suntem aici, revoltați de mai multe ori, una pentru această tragedie, dar cred că și mai mult pentru această ipocrizie și această tragere de timp și această întârziere, această amânare a justiției care trebuie să îi se facă poporului palestinian. Mi-am pierdut ideea mai devreme, spuneam că este păcatul original al lumii contemporane. Dacă acest lucru a fost posibil în Palestina și nu s-a îndreptat, nu s-a corectat în anii următori și nici măcar până în ziua de astăzi, înseamnă că ceea ce s-a întâmplat în Palestina este posibil să se întâmple oriunde în lume. Și cred că astăzi, global vorbind, trăim timpul în care nimeni din această lume nu știe ce viitor vom avea cu toții. Peste 6 luni sau un an, nimeni nu știe ce se va întâmpla peste 6 luni sau un an. Orice este posibil. De ce? Pentru că tragedia palestiniană nu a fost îndreptată. Palestinienilor nu i s-a făcut dreptate, s-a mers pe un sistem paralel dreptul internațional, deși el există. Avem Organizația Națiunilor Unite. Există un sistem de drept internațional. Lucrurile acolo sunt bine stabilite. Totuși, cu toate astea, după acea tragedie a celui de-al doilea război mondial, marile puteri au acceptat în continuare să meargă cu aceeași politică și au comis, practic, dând mână liberă epurării etnice a populației native din Palestina istorică, ca genul acesta de tragedii să se repete. Iar dacă această catastrofă palestiniană nu a fost îndreptată până astăzi, asta înseamnă că se poate întâmpla astăzi, mâine, oimine, într-o săptămână, într-o lună, într-un an,
oriunde lume, oricărei țări. Dacă marile puteri au decis să înlocuiască sau să se substituie dreptul internațional, să se substituie prin dreptul forței militare pe care o posedă, înseamnă că asemenea tragedii, precum acestea palestiniene, se poate întâmpla oricând. Știm, am văzut, ne-am dat seama, mai ales în că toată lumea și-a dat seama în ultimul an de unde este betonul, e și frică să spun.